Sofie, scuză-mă că întârziai 2 secunde, dar auzi, mă auzi? De fapt, întârziai 10 secunde. Așa. Nu are nimic, deci mă auzi foarte bine. Ca să nu pierdem timpul, astăzi îți mai arăt două partide decise din runda a doua a turneul candidaților, care este în desfășurare în aceste zile la Toronto. Hai să-mi dau toate astea pe aici. Deci, ieri am făcut, din păcate, n-am reușit să-ți explic decât o singură partidă, tot din runda a doua. Runda a doua a fost o rundă foarte animată, ca să spun așa, în niște rezultate care trebuiau explicate. Mai precis, 4 partide, toate decise. Evident că n-ai cum să le treci cu vederea, însă ieri n-am reușit decât să îți arăt o singură partidă. Rămânând cu 3 partide restante, având în vedere faptul că ați făcut și cu Zian niște o lecție la el acasă, am zis să mai scad din restanța asta, arătându-lui o partidă. Deci dacă eventual ai timp liber la dispoziție și plăcere să te uiți pe lecția pe care am făcut-o cu Zian, pe care într-adevăr încă nu am postat-o, dar o voi posta după această lecție cu tine, poți să te uiți și acolo. Deci la Zian am făcut lecția, partida dintre Ian Nepomniachtchi și Alireza Firuja. Și mi-a rămas practic, pentru a termina cu runda a doua, să-ți mai arăt ție 2 partide în ora aceasta pe care o avem acum la dispoziție. Runda a treia s-a desfășurat aseară. Te rog să mă crezi, Sofie, că într-un fel nici n-am rezistat. N-am reușit să rezist până la sfârșitul rundei. Mai precis, după ce am văzut că Hikaru Nakamura, care este favoritul meu din acest concurs, a făcut remiză destul de rapid, el având de înfruntat o înfrângere în runda a doua, ți-aduce aminte cum am făcut cu tine ieri înfrângerea lui în fața lui Vidi Santos Buirati. Și aseară el la ora 12 terminase partida și n-a mai stat. Adevărul e că într-un fel bine am făcut, pentru că runda a treia, deci care s-a desfășurat azi noapte, a fost mult mai liniștită, o singură partidă decisă, mă voi uita și peste aia. Revenind la runda a doua, prima partidă pe care doresc să-ți arăt, Fabiano Caruana la alb, Nijat Abbasov la negru. Deci încă o dată, Nijat Abbasov este singurul jucător dintre cei 8 care are un ELO sub 2700, deci are 2632. De obicei, să știi, Sofie, că aproape în permanență la turneul candidaților se mai strecoară și un jucător mai puțin cotat ca valoare, care uneori produce surprize, dar de cele mai multe ori nu produce surprize. Vom vedea ce surprize va produce acest Nijat Abbasov în acest turneu, pentru că n-ai cum să-ți dai seama, turneul încă este la început de drum. Dar, deci Nijat Abbasov făcuse evident remiză în prima rundă, pentru că toată lumea a făcut remiză în prima rundă, și în runda a doua s-a întâlnit cu Fabiano Caruana, care efectiv Fabiano Caruana, conform ELO-ului pe care îl deține, este principalul favorit la câștigarea titlului acestui concurs, pentru că are cel mai mare ELO din concurs, are peste 2800. Are 2803. Deci, practic, în această partidă se întâlnea cel mai tare cotat jucător din turneu cu cel mai slab cotat jucător din turneu, deci E4,
Și foarte curios, Nijata Bausa optează aici pentru C5. Deci dacă vrei să încerci să joci la remiză pentru că ai în față cel mai periculos jucător din turneu, cel puțin conform elo-ului pe care îl deține, adopți spaniola, eventual o variantă Berlin, sau rusa, nu siciliana. Când joci siciliana cu negru, îți arăți clar intenția de a juca partida respectivă la câștig. E un fel de duel al nervilor aici. Cal F3, Cal C6. Și în loc să joace D4, care duce la varianta deschisă a sicilienei, mare cunoscător de siciliană, mai precis de Rosolimo, Fabiano Caruana intră în varianta Rosolimo cu nebun B5. E5, o variantă foarte hoață, pe ideea că dacă bați și bat și joci cale 5 după dama de 4, n-ai obținut nimic. Un pattern care seamănă foarte mult cu spaniola deschisă. C5, rocadă mică. Și acum trebuie să joc nebun de 6. Pentru că după rocadă mică, de exemplu, dacă joc aici 6, îți bat, bați și acum chiar ți-l bat. Pentru că damă de 4 nu mai poți să bați la E4 că ți-au damă. Deci, în acest moment, ce vreau să spun aici este că tu trebuie să iei măsuri de a-ți apăra pionul de la E5. Pentru că, efectiv, alba amenință nebun C6 urmat de calea pe E5, bazat mai ales pe faptul că regele negru se află, cel puțin pe moment, în centrul tablei, de aceea nebun de 6. O altă continuare este aici D6. Sincer, nu sunt mare cunoscător de Rosolimo. Cred că aici alba ar fi încercat C3 urmat de D4, dar rămâne la ghici-ghici. Eventual vom vedea continuarea ce joacă Fabiano Caruana la răspunsul negrului D6, care din punctul meu de vedere pare o mutare mai naturală a acest D6, deschizând și diagonala nebunului din C8, iar nebunul din E7 se poate dezvolta simplu la E7 și calul la F6 și rocadă mică, adică ce vreau să spun să fi. Deci dacă eu aș fi cu negru aici, aș juca D6, cal F6, nebun E7, rocadă mică, nebun eventual la E6 sau la G4. Deci nebun D6. E foarte posibil însă ca varianta aceasta să fie teorie curată. D3, cal F6, cal C3, o dezvoltare și un joc cu minte de ambele părți până acum. Exceptând practic apărarea acestui pion de la E5 cu nebunul, putem considera că până în acest moment ambii jucători au făcut mutări normale de dezvoltare care nu au nimic deosebit în ele. Rocadă mică, pion H3 și pion H6. Pe ideea că ai un nebun în țara mea, ce faci? Bați calul sau te retragi? Și aici Caruana își dă seama că de fapt dacă își retrage nebunul, oricum va rămâne fără pereche de nebun, să zicem după B5, nebun B3 și cal A5. Nu poți. Nebun D5 îți bat cu calul, deci vei rămâne fără pereche de nebun, de aceea Caruana zice, dacă tot să nu-ți mai dau spațiu la dispoziție, pentru că, într-adevăr, nebuna 4-B5 îi permite negrului să ocupe ceva spațiu pe flancul damei. De aceea, Caruana bate din acest moment calul, nebunea pe C6, DC6 pentru a deschide diagonala nebunului de câmpuri albe, cal H4, turneu 8,
dama F3. Deci, încă o dată, tot jocul celor doi jucători este un joc foarte normal. Negru are pereche de nebuni, dar în compensație, adică ca minus, a obținut el perechea de nebuni, dar are câte insule de pioni? Are două insule de pioni. Deci asta e o insulă și asta e a doua. Și sunt și doi pioni dubli pe coloana C. G6 pentru a opri cal F5. Deci dama F3 într-un fel precis amenința cal F5. De aceea negru se gândește și într-un fel bine face că este obligat la acest G6 pentru a opri aterizarea calului de la H4 la F5. Nebun G5, însă nebune 7, dezlegare de cal, dama E3, cal H5. Cal H5 este o manevră care pare ciudată la prima vedere, dar eu sunt convins aici că acest dama E3 nu este îndreptat ca albul să joace cal F3, este îndreptat ca albul să joace F4. Deci datul acestei dame la o parte este datul la o parte din cala înaintării pionului F. De aceea cal H5, deși pare ciudată și urât această mutare, este totuși logic. Apare însă faptul că negru rămâne fără nebunul de cazemată, pentru că acum câteva mutări Sofie în acest moment, mai precis, când negru joacă G7-G6, rocada asta este tip cazemată și nebunul s-ar trebui să stea aici. Și în momentul când, forțat de împrejurări, joci cal H5 pentru a stopa cât de cât F4, tu rămâi fără nebunul de cazemată pe tablă. După nebune 7, dame 7. Cal F3. Deci trebuie neapărat acum să iei măsuri. Calul tău din H4 este atacat de către damă. Cal F3. Deci poziția în continuare este... Albul a obținut ceva. Pe parcursul a 5 mutări, albul a obținut aceste mici plusuri. Nu înseamnă că aceste mici plusuri adunate dau un plus mare, măreț, adică un plus decisiv. Deci albul nu are poziție câștigată aici. Dar, încă o dată, jocul acesta de tocare măruntă a adversarului pe care îl practică caroana, în primul rând ne arată nouă un lucru foarte interesant. El a ajuns deja la maturitatea în care știe să aibă, să joace la strategie pură, este un strateg foarte bun, are o maturitate deosebită în gândire. Să nu uităm că totuși acum 6 ani de zile el a jucat un meci pentru titlul mondial cu Magnus Carlsen. Deci caroana este de mult timp acolo sus, luptându-se cu cei mai puternici jucători din lume și știe să abordeze și să fructifice mai ales aceste mici avantaje strategice care adunate, ele încep să se adune, încet, încet, e ca un bulgăre din ăla de zăpadă care se face din ce în ce mai mare, mai mare, mai mare și pe urmă începe să ia pe o pantă în jos, pe o pantă de munte, se transformă într-o avalanșă. Deci, ce vreau să spun, pe parcursul a câteva mutări, negru nu mai are perechea de nebun pe tablă, i-a dispărut nebunul de cazemată, a rămas în continuare cu două insule de pioni, pionii dubli pe coloana C sunt tot acolo, deci nu se poate lăuda negru că are ceva în plus. B6, A3, B5, cale 2, F6,
o mutare utilă, într-un fel, s-o fi, pentru că se spune așa, în momentul când îți dispare nebunul de cazimată sau un nebun de o culoare de pe tablă, din jurul regelui negru, cum este cazul aici, nebunul de cazimată, nebunul de culoare neagră, trebuie să spui pionii pe culoarea nebunului care a dispărut. Cam asta încearcă aici Abasov, F6, cal D2, deci calul acela de la H4 a trebuit să fie mutat la P3 și întrerupt planul de împingere a lui F2, F4, pentru că era atacat de către damă. Acum însă se dă la o parte și chiar din nou ăsta, cum îi spune, caroana amenință F4. Nebune 6, ultima piesă dezvoltată, dar caroana își dă drumul cu F4. Acum, uitându-mă un pic acum, trebuie să mă gândesc de ce, Doamne, iartă-mă la o adică, n-aș fi jucat G5. Consider că acest G5, uite, acum văd, pur și simplu, mă uit așa ca băbălău. Într-adevăr, astfel de întrebări îți vin în cap, mai ales în momentul când știi cum s-au desfășurat lucrurile de aici încolo și te gândești, băi, dacă aș fi jucat în acel moment G5, să opresc F4. Mă rog, Abasov nu și-a pus întrebarea asta, și ca nebune 6, de aceea caroana a dat drumul la F4. Și urmează un schimb pe câmpul F4 de pion și cai, pentru că, încă o dată, nu pot să-mi permit eu cu negru să-l las pe alb să joace F5. De exemplu, dacă joc, să zicem, un turn de A8 și mă lau, am adus toate piesele mele lucrează, dar urmează F5. Cu înrăutățirea gravă a structurii a poziției negrului. De aceea, încă o dată, negru bate, albu bate, negru bate, albu bate și acum joacă turn de A8, damă F2 însă pune presiune pe pionul din F6, care este un pion ce nu poate fi apărat decât de un pion într-un fel înapoiat. Nu poți să-l împingi în condiții optime, când ai decât două apărări și albul are trei bătăi, pion și turn și damă. Deci nu ai decât să-l aperi cu rege și damă și turn. Și asta face Abasov. Turn F8, turn de AF1, din nou 3 bătăi, rege G7, forțat de împrejurări, B4. Asta e o mutare de clasă, B4. O mutare de mare maestru ajuns la maturitate deosebit. Poți să spui, pe bine, bine, dar ce mutare e asta? În partidă, după AB4, AB4, zici, păi dacă ți-au pionul, păi n-ai cum să iei pionul ăla. Pentru că îți pică feu cu consecințe dramatice pentru tine. De exemplu, tu F6 nu iese complet din discuție, după damă F6 care e cu șa și tură din D8 și dacă nu poți, ce, Doamne, iartă-mă, joci aici? Habar n-am cum te aperi cu negru aici. Deci revenind, CB4, AB4, poți să spui, păi da, dar totuși negru a scăpat de pionii dubli, de pe coloana C, de acord cu tine, Sofie, însă observăm că pionii de pe flancul damei sunt pe aceeași culoare cu nebunul pe care îl are pe tablă. Și în acest moment, fotografiată poziția, negru are doi pioni înapoiați, pionul de la C6 și pionul de la A6. Ei sunt înapoiați numai și numai datorită acestui pion tampon de la B4. De aceea, Abasov aici e destul de inventiv, zic eu, joacă turna 8 și după rege H1 joacă A5. B4 ia pe A5. Acum
Cred că deci Abasov n-a bătut acest pion direct. Cred că s-a gândit că la turnea pe A5, ăsta, cum se spune, caroana poate să joace damă B6 cu atac dublu de pion la C6 și turn la A5. Într-un fel, observăm acum și de ce comutare înainte caroana a jucat rege H1. Să zicem că ar fi jucat altceva, să zicem că ar fi jucat, hai să facem o mutare de genul H4, random move. După A5, BA5, turn A5, degeaba joci acum damă B6 cu atac dublu, pentru că eu cu negru am la dispoziție dama 7. Și să le dama și schimb dama și fac remisă. Când a jucat rege H1, observăm să fie, deci rege H1, după A5, BA5, turn A5, dama B6, dama 7, îți bala C6, că n-am dama legat. Calculatorul zice aici că cea mai bună mutare pentru negru ar fi turna 2, dar din nou dama ia pe C6 și pionul din C2 este apărat. Dar tot calculatorul zice că după B4 sunt șanse pentru negru destul de mari să supraviețuiască, chit că ar avea un pion în minus. De ce? În primul rând, acest cal de la D2 are o poziție, cel puțin în acest moment, puțin ciudoasă. Și eu cu negru am un pion la B4 care este înaintat și apărat de către dama din E7. Dar încă o dată, Abasov nu duce calculul așa de departe. El vede că aici rege H1, turn pion A5, BA5, se gândește că de asta juca rege H1, ca la turnea pe A5 caroana să poată juca damă B6 și zice las că ți-l iau pe ăsta puțin mai târziu și joacă întâi C5, închizând diagonala damei albe. Turna 1, atunci caroana zice nu ți-l mai dau. Dar Abasov zice ba mi-l dai, turna 6. E5, F5. Da, mi-am pus pionii pe alb. Dar să te văd cum continui, cum valorifici așa zis pion în plus pe care nu prea poți să-l ții în viață, pentru că îmi voi dubla turnul și ți-l bat. C4 bate turn 8, ți-l iau. Cal B3, mi-l apăr. G5, o mutare foarte bună. În acest moment pot spune că Abasov își arată clasa. Deci se vede clar că deși are cu aproape 200 de puncte mai puțin ca el o față de Fabiano Caruana, are șanse mari, conform calculatorului, să scoate remise în această partidă. Acest G5 îți atacă turnul excelent amplasat la F4, pentru că de pe linia 4 acest turn păzește pionul C4. Caruana joacă aici dama G3 legând pionul, H6 și turn F2. Nebunea pe C4. Zice, stai așa că uite, ți-am luat pionul. Da, dar ți-au și eu pionul din F5. Și în acest moment, negru, până la urmă, face greșeala decisivă. Deci bate la B3. Calculatorul consideră aici, ăsta este ca un fel de, cum să zic eu, Sofie, ca un fel de înecare la mar. Ca țiganul la mar. Știi cum te nești? Ca țiganul la mar. Ai străbătut jumătate de lac, ai notat voinicește, nemaipomenit, lacul a avut 2 km lățime sau lungime sau cum ai străbătut tu și când mai aveai 2 metri până la mal, te-ai înnecat. Asta înseamnă înnecat ca țiganul la... Deci calculatorul zice așa că după dama E6 poziția este complet egală. Îți atac
turnul din F5, îți atac calul din B3, deci trebuie să joci turn F3 să scapi calul și deci gata, n-ai cum să bați cal C5 pentru că încă o dată ai turnul în priză. Și după turn dame 6, turn F3, acum dama D5 îți aperi și pionul și ești tătic. E, Abasov săracul consideră în acest moment, nu mai țin nervii, ca să spun așa, bat. Care este o greșeală grosolană. Nebunea pe B3, dama ea pe B3, la prima vedere zici, păi cum e greșeală grosolană, că mi-au pionul lipsă înapoi. Da, da, eu cu albul nu schimb turnul. Joc turnul din A1 la F1. Și amenințarea este grozavă, așa cum arată săgeata roșie, turn F7 șac și la revedere, tabără dragă. Rege H8, dar Fabiano Caruana tot turn F7 joacă și în acest moment, forțat de împrejurări, negru este silit să cedeze pentru că un turn pe linia 7 nu se compară ca și siguranță cei doi regi. De exemplu, dama ia pe E5, joc dama D3. Spune și mie cum te aperi de matul de la H7. N-ai cum. Papa, la revedere, tabără dragă, decât să-ți bagi dama la G7. Ca altfel, iei mat la H7. Dar asta ar însemna să dai dama pe un turn și un pion. Deci Abasov în acest moment cedează. A doua partidă pe care ți-o voi arăta în... Și, Doamne, iartă-mă, tot îmi apar mie aici o update now. N-am nevoie de update-urile tale. Deși, văzuși, Sofie, că nu scrie upgrade. Dacă scrie upgrade sau upgrade, mergi la o variantă superioară, dar plătești bani. Update-urile sunt variante superioare fără a plăti bani. Dar n-am nevoie de ele. Bun. Următoarea partidă pe care asta e din nou ca o paranteză. Așa, not responding. Dama și Babu Pragnananda cu domarajul cu cash. Asta este... Din nou, nu este o partidă lungă, dar este o partidă de mare, mare luptă între doi tineri foarte promițători. Unul are 17 ani, unul are 19 ani. Nu mă întreba care are 17 și care are 19. Am impresia că tot timpul îi uit. Pe Ramesh Babu Pragnananda, amândoi sunt indieni, îl cunosc parcă de o viață, de cel puțin am 5 ani de când tot aud de el, de când era puștan, că viitorul campion mondial, cred că el este care are 19 ani și domarajul Gukiș, deși arată mai bătrân la față, e cel care are doar 17 ani. Ramesh Babu aici joacă o partidă deosebită de atac în care dă un pion și îl pune sub un atac puternic pe domarașul. Însă Gukeș rămâne cu capul pe umeri, adică nu se pierde în detalii, acceptă sacrificiul și până la urmă îl bate pe Ramesh Babu apărându-se cu dinții, pentru că ai văzut deja aici, sper eu, cel puțin e 0-1. Deci D4, D5, C4, E6, cal pe 3, cal pe 6, o invitație de a juca gambitul damei, refuzată însă de către Ramesh Babu, care joacă aici G3. Asta e un fel de catalană, din ce mi-aduc eu aminte. Nebun B4, șah, cal C3, D5, pe C4. Catalană sau gambitul damei acceptat. Nebun G2, rocadă mică, rocadă mică, cal C6, A3, nebune 7, evident că nu-ți dau perechea mea de nebuni,
Dar dacă nu îmi dai perechea ta de nebuni și ai și un pion în plus, Rameș Babu zice așa, adică Albu zice, bare să-mi fac un plug de zăpadă. E4. Deci observăm în acest moment că pentru acel pion care l-are minus, Albu a obținut un plug de zăpadă din acești doi pioni. Un plug la o adică foarte periculos, pentru că el se poate rostocoli. Adică să vină pur și simplu pe negru. A6, cu intenția clară de a juca B5 și de a consolida acela așa zis pion în plus de la C4, care oricând la o adică, ca să fim cinstiți, deci calce 6, dacă joc aici E3, eu pot să joc, să încerc pe urmă să joc cal D2, să-mi iau înapoi cu cal. Dar Rameș Babu joacă foarte impulsiv, că este precis o pregătire de acasă. Deci impulsiv înseamnă să zici că joci impulsiv, te arunci cu capul înainte fără să-ți dai seama. Eu sunt convins că toată această poziție este foarte bine cunoscută de către ambii jucători și foarte bine analizată acasă, în liniștea de acasă lor. A6, cu intenția clară de a juca B5, nebune 3, B5, eu. Damă E2. Deci negru are un pion în plus. Dar Albu și-a terminat deja dezvoltarea. Între cele două turnuri nu există nimic. Are încă o dată un plug de zăpadă și mai ales Sophie are un nebun monstru aici la G2. Diagonala asta este mortală, cel puțin în acest moment este înspăimântătoare. Eu cu negru de multe ori am jucat astfel de variante, astfel de partide în care am fost făcut praf. Cred că am pierdut vreo 5 sau 6 partide în astfel. Nu chiar neapărat în varianta asta, dar în niște poziții foarte asemănătoare. Nebun G3, nebun G2, rocadă mică și într-un fel de catalană. De-aia îi spune o catalană mie complet nesuferit. Nebun B7, turn de AD1, cal A5, cal pe margine, dați atac pionul din E4 de două ori. Și acum uite-te, Sophie, cum în acest moment, deci Albu are un pion în minus, mai dă unul numai ca să obțină mai mult spațiu, D5, și după e D5 E5. Deci în acest moment negru are 8 pion pe tablă, adică cât avea și la începutul partidei. Tot în acest moment Albu n-are decât 6 pioni. Cale 8, aproape forțat, E6, F5, sincer, nu pot să-mi dau seama de ce este greșit, adică pot să bănui un fel că la F7 ia pe E6, Albu ar juca aici cal D4 cu amenințare calea pe E6 și damă G4 și pe cuvântul meu, dacă înțeleg ceva. De aceea cred că nici sau precis Gucheș și-a dat seama, a analizat și a jucat aici pe 5. Zice, bine, mă lasă pionul ăla acolo, că într-adevăr e ca un spin în coastele mele aici, dar în același timp când joc pe 5, cum Doamne iartă-mă, mai devreme sau mai târziu, poate pun lăbuța pe el. Cale 5, cal în centru, cal pe 6, după cale 5, pionul din D5 era atacat de 3 ori. Cal, nebun, tur, nu e apărat decât de 2 ori. Să-mi aduc cal 3 la apărător, cal pe 6, damă C2. Atac pion din F5.
Și adevărul e că nu prea îți convine să joci gheșias aici. Să spui toți pionii pe alb și nebunul tău de așa zisă cazemată să nu fie la G7, să fie la E7. În primul rând pot să intru cu acest cal la F7 sau pot să intru cu acest nebun la H6. Dar pot să intru cu acest cal la F7, îți dau un damă și pot mă joc ca H6. Deci nu-mi place deloc slăbiciunea câmpurilor negre după G7, G6, de aceea Gucheș aici joacă C6. Zicând așa, am doi pion deja în plus. Îți dau unul înapoi. Și ăsta, Rameș Babu, accept. Da, mă ia pe F5. Rămânând în continuare în dezavantaj, dar doar cu un pion. Acum Sofie are albul compensație? Da. Imensă. De ce? Pentru că are un pion la mama naibii. Negru are un nebun vai de râsul lui de mameluc. E ca un pion mare și gras. Are un cal care plânge pe margine. Are doi pioni dubli pe coloana C. Are tot ce vrei ca structură proastă de pion și de tot ce vrei. De exemplu, dacă joci aici cale 4, să zici, pe păi nou, că îți atac prin descoperire dama, păi după dama H3, să zicem calea pe C3, B-a pe C3, urmează atât cal de 7, dar mai ales, zic eu, F4 și F5. Și pionul acesta de la E6 primește un sprijin nemaipomenit de compatriot din spate. El oricum în acest moment este apărat de către damă. Deci încă o dată, damă F5, damă E8, pentru a încerca să schimb damele. Domarașul își dă seama aici că pentru pionul ăla are mult de suferit și încearcă să atenueze forța atacului alb, schimbând damele. Cal F7, nu mai schimbat în ce damă. Adică nu ai cum să sar peste calul meu. Nu? Nebun C8. Stai că te ia gai acum. Amenințând, așa cum ne arată săgeata, nebunea pe A3 urmat de nebunea pe E6. Deci să zicem că joc H4, nebunea pe A3, pe A3, nebune 6. Mulți din damă ți-au cal. Turneu 1, cal B7. Calculatorului nu-i place mutarea asta. Apropo, aici chiar ce s-ar fi întâmplat la nebunea pe A3? Pun și o întrebare. Sper că nu dau cu parul. Bea pe A3, nebunea 6. Tineretul ăsta din zilele de astăzi are un șah care de multe ori mi-e greu să-l înțeleg. Pe cuvânt dacă văd. Mă rog, hai să nu pierdem. Cred că a jucat damă pe 1 și după nebun F7, că trebuie să-mi iau piesa înapoi, a jucat nebun B6. Atac și de cal și de damă, da. Mă rog. Adevăr că mă rog cam mult. Da? Deci în partidă domarajul a jucat cal B7, zicând calvele n-ai ce juca, n-ai ce face acolo pe marginea tablei, vine înapoi, că adevărata luptă se duce pe flancul opus locului unde te afli. Nebun G5, turnar 7. Din nou mutare măiastră, aș putea spune. Îmi place acest turnar 7. Acest turn care stătea la 8 și nu făcea absolut nimic, după turnar 7 și mutarea calului la D8, turnul ăsta are cale liberă de a
participa la lupta pe flancul regelui de pe linia 7. Deci turna 7, nebun F6, nebun F6, nebun ea pe D5. O mutare pe care calculatorul o dă cu două semne de exclamare. Acum, Sofie, eu, din punctul meu de vedere, am văzut o chestie. De obicei, cel puțin pe CS:GO aici, calculatoarele sunt foarte permisive și foarte frumos împachetate cu mutările speciale. Asta ne mai pomeni. Multe mutări, da, o fi mutare bună, dar cu două semne de exclamare, parcă ar fi mutare făcută de către Gary Kasparov sau Magnus Carlsen. Nu o fi și Pragnananda cine e, dar mi se pare prea mult două semne de exclamare. Eu zic să-i pună unul singur. CD5, CD5. În acest moment, negru are totuși o piesă în plus. Este sub atac? Da. Nebune 7. Rezist. Ca un leu paralel. Damă G4, pentru că altfel urma CD6. Deci, încă o dată, fac un random move. CD6 și zbor calul din F7. Pentru că e un atac dublu. Da? Și asupra damei și asupra calului din F7. Practic, dacă stai să te gândești, Sofie, aici, cel mai mare pericol pentru regele negru reprezintă calul ăsta înfipt aici ca naiba la F7. Deci după damă G4, CD8. Stai așa, că tot te iau la întrebări. CD8, cred că aici nu știu, cal H6, șah, rege H8 și cal F5, cu amenințare de mat la G7, poate să ce? Interesting. Cred că trebuie să bați calul ăla cu turnul, pentru că nebun F6 nu prea merge. Ai 7 la dispoziție. Da. Ce bombe pe aici. Deci cum se apără domarajul ăsta? Dar cred că după turn F5, damă F5, atacul tău nu prea mai are, numai datorită faptului că am un turn la A7. Nu prea mai are forță și să zicem un damă C6, îți pică și pionul. Revenind încă o dată la partidă, deci n-a jucat cal H6, a jucat calea pe D8. Cred că era și în criză de timp. Nebunea pe D8, damă D4, îți atacă turnul din A7. Evident că Gukeș este acolo, atent, turn B7. Ar fi fost culmea să uite turnul din A7 în priză, să mute din rege. Turn B7, dar s-a mai întâmplat. Turn E4, nebun F6, eliberare încet încet a poziției de către negru, care să nu uităm totuși are doi nebuni în cal. Și cu asta basta, se spune totul, are doi nebuni pe un cal și un pion. Nebun E7, H4, damă C6, H5, nebun C5. În momentul când se realizează acest nebun C5, care este atac de damă, dar mai important și mai periculos este faptul că după ce dama pleacă, rămâne pionul din F2 în aer, datorită faptului că negru are și un turn la F8. Deci urmează damă G5, nebunea pe E6, dispare acel pion. H6, să fii sănătos, în acest moment se vede utilizarea turnului din B7 și domarajul încheie partida. De fapt, asta e ultima mutare din partidă, turnea pe F2. Și Rameș Babu, săracul, cedează aici.
O să spui, pe da, de ce nu-ți dă damă de 8 șah? Păi nu merge, că am turc pe 8 contra șah. Bye bye, doamnă, damă. Deci n-ai damă G7, n-ai datorită turnului din B7. Ce, doamne, iartă-mă să joci. Ești terminat. Bine, Sofie, uite că acum, spre deosebire de ziua de ieri, m-am grăbit un pic, ți-am prezentat.